Scurtul meu cuvânt introductiv l-am intitulat Sufletul unei națiuni este încredințat școlii. Pentru un popor, școala are importanță absolută. Domnul Hristos ne spune că cel ce va face și va învăța, acela mare se va chema în împărăția cerurilor. Matei 5:19. Celebrul pedagog Ian Amos Comenius subliniază faptul că omul să devină om trebuie să fie format. Convins de acest lucru, venerabilul întemeietor al Arhiepiscopiei Vadului, Fereacului și Clujului, episcopul Nicolae Ivan, după reînființarea eparhiei în anul 1924, deschide școala teologică de la Cluj. Mergând pe urmele lui și noi, am considerat ca o prioritate de maximă urgență ridicarea acestui campus teologic. Patronul pe care îl am ales, la sugestia preafericitului părinte patriar Daniel, este tocmai episcopul Nicolae Ivan. Piatra de temelie s-a pus pe 23 mai 2011, iar acum, la sărbătoarea Sfântului Nicolae din 6 decembrie 2013, inaugurăm clădirea facultății, urmând ca mai târziu să ridicăm și cele două cămine studențești. Și cum era și firesc, începutul celebrării l-am marcat prin târnosirea paraclisului cu hramul Sfântului Ierar Nicolae. Episcopul Nicolae Ivan, în 1933, când se sfințea catedrala, a spus printre altele, citez: cu sentimente de adâncă evlavie îmi plec genunchii înaintea ta, Doamne al puterilor, Dumnezeul iubirii de oameni și al milostivirii fără de sfârșit. Și cu inima smerită, ridic către tine glasul rugăciunii mele pentru a-ți aduce laudă și mulțumită netrecătoare, căci m-ai învrednicit să ajung în anii bătrâneții mele această clipă înălțătoare și măreață, nu numai în viața mea pământească, ci și în viața reînființatei titorii a lui Ștefan cel Mare și în viața românismului ortodox din Transilvania. Am încheiat citatul. Mă realiez eu întru totul acestor afirmații, astăzi, când am sfințit paraclisul universitar și când am inaugurat noua clădire a Facultății de Teologie. Această titorie este realizată în Cluj, un oraș care, pe lângă alte valențe de natură economică și socială, este cu preponderență un oraș universitar. Un sfert din populația orașului o constituie studenții. Și printre ei sunt și studenții noștri de la teologie cu cele patru specializări: teologie pastorală, teologie didactică, teologie asistență socială și teologie artă sacră. Pentru aceștia dorim să oferim condiții optime de formare spirituală și profesională. Fără a spune cuvinte mari, credem că ce a afirmat Vasile Pârvan când după Marea Unire se deschidea Universitatea Românească de la Cluj este întru totul valabil și astăzi. Citez: asupra noastră apasă răspunderea întregii vieți a națiunii, sănătatea sufletului, neîncredințată nouă, iar noi suntem datori să luptăm pentru a-i păstra întru eternitate această imunitate față de decădere și de moarte. Cum am putea o clipă să facem vreo concesie răului când știm că puterile lui, chiar cea mai îndârzită lupta noastră, tot rămân uriașă, avându-și zvorul în eterna inerție cosmică? Am încheiat citatul. Nu ascundem faptul că noi teologii am dori, nu este sigur dacă vom și reuși, să influențăm din punct de vedere spiritual viața întregii și prestigioasei noastre universități
Babes Boeghi, din care cu onoare facem parte. Se simte nevoia unei vieți spirituale mai profunde și a unei educații naționale mai angajate, cum a afirmat de unăs la un post de televiziune și distinsul nostru rector, academicianul profesor universitar dr. Ioan Aurel Popu. Că altfel, cum sublinia în mod plastic Comenius, ce sunt bogații fără înțelepciune decât niște porci îngrășați cu tărâțe? Și ce sunt cei sărași fără înțelegerea lucrurilor decât niște măgăruși condamnați să poarte poveri? Ce este cel frumos care n-a învățat nimic decât un papagal împodobit cu pene? Sau, după cum a spus cineva, o sabie de plumb într-o teacă de aur. Nădejdile ce le legăm de această școală teologică sunt mari. Pe lângă eforturile dascălilor în formarea tinerilor, îl rugăm pe Dumnezeu să lucreze ca un atotputernic și, cum spunem, la tedeumul de început al anului universitar, tinerilor acestora să le deschidă inimile și mințile, să învrâncească principiul puterea lui și legea lui și să sporească în cunoștințe folositoare. Clădirile, oricât de frumoase ar fi, prin viață, prin râvna dascălilor și a studenților. E nevoie imperioasă de o bază materială corespunzătoare, dar școala, în înțelesul spiritual al cuvântului, stă în oameni, dascăl, titrași și studenți râvnitori. Pe bună dreptate, Sfântul Grigorie de Nazian spunea că dascălii ar trebui să n-aibă niciun defect și să posede toate virtuțile, pentru că arta artelor și știința științelor este să-l formeze pe om cea mai complexă și cea mai nestatornică dintre creaturi. Închei scurtul meu cuvânt în mod doxologic, folosindu-mă tot de spusele lui Nicolae Ivan. Citez. Fie ca toți urmașii mei din veac în veac, în deplină dragoste frățească și contopire sufletească, să-și poată înălța gândurile neprihănit prin rugăciune continuă, care să se înalțe spre cer, ca fumul jertfei lui Abel, pentru consolidarea și întărirea țării, pentru progresul Sfintei noastre biserici și pentru slava lui Dumnezeu, care, cu adevărat, a făcut milă cu noi aici, în fosta cetate a îngrădirii, transformând-o într-o frumoasă cetate a libertății, a credinței și a culturii românești. Să dea Dumnezeu trăinicie școlii, râvnă dascălilor și hărnicie și viață sfântă studenților. Și ne bucurăm, domnul prim-ministru, că sunteți împreună cu noi și că ne-ați sprijinit în ridicarea acestei titorii, zicem noi, pentru veșnicie. Și vă ascultăm cu drag cuvântul oficial.